Hristos a murit pentru păcatele noastre după Scripturi și a înviat a treia zi după Scripturi. Dar până acolo mai avem o săptămână și astăzi este Duminica de Flori. Mulțumesc lui Liviu, ne-a pregătit săptămâna aceasta, dragii mei. Poate că vă puteți lua oboseala să mergeți, să atingeți stâlpii și să povestiți cu oamenii care trec pe lângă dumneavoastră. Binecuvântat este împăratul care vine în numele Domnului. Pace în ceruri și slavă în locurile prea înalte. Unii din farisei din Norod au zis lui Iisus: Învățătorule, ceartă-ți ucenicii. Și Iisus a răspuns: Vă spun că dacă vor tăcea ei, pietrele vor striga. A continuat să coboare povărnișul muntelui Măslinilor și când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea. Interesant că Domnul Iisus vine în Ierusalim nu ca să-L condamne, să-L calce în picioare, deși era împăratul împăraților, ci venea să-I ofere pacea. Era ultima ofertă ca să împlinească profețiile Vechiului Testament. În Matei, capitolul 21, versetul 9, textul paralel, Matei spune: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte, Osana fiului David. Înainte de a ajunge în Ierusalim, Dumnezeu, întrupatul Dumnezeu prin Iisus Hristos, a trecut Iordanul, a intrat în Ierihon și unul din orbii care nu vedeau prea multe cu ochii, dar vedeau cu urechile și cu sufletul, a rostit cele mai mari lucruri cu privire la Domnul Iisus Hristos. Fiul lui David, Fiul lui David, ai milă de mine! Toată lumea a încercat să-i închidă gura. Domnul Iisus Hristos, care a auzit glasul lui, l-a luat de mână și l-a vindecat. Dragii mei, este cel care, deși nu vedea ce au văzut toți ceilalți, toate minunile pe care le-a făcut Domnul Iisus și n-a auzit tot ce a vorbit El, în sufletul lui, doar din zvonurile care au trecut pe lângă el în timp ce stătea pe trotuar să cerșească, el a așezat lucrurile la locul lor și îl declară pe el fiul lui David. Fiul lui David, Mesia, cel care trebuia să aducă eliberarea și pacea pentru Ierusalim și pentru Israel. Dragii mei, când îl aclamau pe povârnișul muntelui Măslinilor, îl aclamau pe fiul lui David, pe Mesia. De aceea fariseii sunt supărați. Spune ucenicilor tăi să tacă. El a intrat în Ierusalim ca împărat. Și ca împărat era așteptat să aducă o pace, cel puțin pe plan politic. Și odată pacea adusă pe plan politic, ea se va răsfrânge pe planul economic, pe planul social, pe toate palierele vieții. Nu uitați, Israelul era sub robia puterilor străine de foarte multe secole. Au început asirienii, au continuat babilonienii, au venit grecii și acum romanii stăteau cu călcâiul pe ei și storceau birurile de la poporul acesta. Ce n-ar fi dat se poate răscula împotriva lor? O vor face câțiva ani mai târziu, în 66, ca în 70, să fie ras Ierusalimul și templul dărâmat după profeția Domnului Iisus Hristos. Dar acum, în Duminica Floriilor, au putut striga cu bucurie, în sfârșit, imaginați-vă, fiecare ramură de finic ridicată, o nădejde înălțată spre cer din partea celor care îl vedeau intrând în Ierusalim. Toți și-au adus aminte de profeția lui Zaharia, capitolul 9, versetul 9, saltă de veselie, fiica Sionului, strigă de bucurie, fiica Ierusalimului, fiindcă împăratul tău vine la tine. Încărcați cu toată semnificația acest cuvânt. Împăratul tău vine la tine. El este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un măgar, pe mânzul unei măgărițe. Voi nimici carele de război din Efraim, continuă profetul, și caii din Ierusalim, și carele de război și arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti neamurilor pacea. Și va stăpâni de la o mare la cealaltă, de la râu până la marginile pământului. Pace. Ceea ce au uitat ei și uităm și noi de cele mai multe ori
este că pacea pe orizontală, indiferent despre ce pace vorbim, pe plan politic, pe plan economic, pe plan social, nu poate exista fără pacea cu Dumnezeu. Fără pacea cu Dumnezeu. Nu e așa că și noi ne-am dorit pace pe toate planurile, dar dacă suntem sinceri și ne uităm în jurul nostru, am dorit-o, dar fără Dumnezeu. Și gândul acesta ne urmărește, dragii mei, din Eden. Când a venit șarpele și a zis, Dumnezeu nu vă lasă să mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului ca să nu fiți ca El. Dar veți fi ca Dumnezeu. Nu-i nevoie să ascultați de El. Dragii mei, așa a început istoria umană și așa călătorește ea prin istorie. Uitați-vă ce am făcut din ea, dorindu-ne pace fără Dumnezeu. Sărăcie, mizerie morală, războaie, terorism, explozii, moarte. Nu doar în 1989, dragii mei, la cele mai inofensive crosuri, activități sportive, plimbări simple pe stradă, nu mai ai liniște, indiferent unde te duce, nu știi ce să faci cu copiii tăi. Cum nu ne-am dorit pace în toate aceste domenii, dar fără Dumnezeu? Săptămâna trecută, Franța celebrat victorioasă a 14-a țară care legiferează căsătorile homosexuale. În Parlamentul din România, tot mai multe voci încep să împingă înainte astfel de legi. Nici Anglia sau Marea Britanie nu diferă de toate aceste lucruri. Dragii mei, Noua Zeelandă a fost penultima. Cine știe când urmează România? Am uitat Romani 1:18. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, împotriva oricăror nelegiuiri a oamenilor care nădușe adevărul în nelegiuirea lor. Dragii mei, lucrurile sunt cum sunt, stau cum stau din pricina faptului că l-am scos afară pe Dumnezeu din viața noastră și Dumnezeu, în gentileția Lui, ne-a lăsat în voia minții noastre blestemate să facem lucruri neîngăduite. Și Pavel continuă, astfel au ajuns plin de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, de lăcomie, de răutate, plin de pismă, de ucidere. Dacă în secolul I lucrurile acestea erau adevărate, cu cât mai mult astăzi, în secolul 21, pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase, sunt șoptitori, bârfitori, uritori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, nescocitori de rele, neascultători de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Mai mult decât atât. Și nu numai că știu că cei ce fac astfel de lucruri sunt vrednici de moarte, ei nu numai că le fac, le legiferează. Găsesc de bun pe cei ce le fac. Ne creează cadrul acela în care să ne putem bălăci în păcat, în timp ce astupăm găurile, dragii mei, cu spoiala bunăstării unora și a mizeriei altora. Ca să putem să spunem, am ajuns la pace fără Dumnezeu. Există o lege simplă în creația lui Dumnezeu. El ne-a creat după chipul și asemănarea sa, legați de El în mod indisolubil. În momentul în care rupi această legătură, te înstrăinezi, te alinezi de Dumnezeu, începe înstrăinarea de tine însuți. Începi să devii găunos pe dinăuntru, imoral, să scape lucrurile din mâini, lista aceea de lucruri pe care tocmai am citit-o să devină adevărată și în dreptul tău. Și înstrăinarea de tine însuți va duce la înstrăinarea de semeni, de soția ta, de copii, de semenii tăi. Dragii mei, ceea ce n-ar trebui să uităm în Duminica Florilor este că pacea cu Dumnezeu condiționează pacea pe toate celelalte planuri. Cu alte cuvinte, dacă ne-am stricat ca ființe umane, rupând relația cu Dumnezeu, ne reparăm pornind de la relația noastră cu Dumnezeu. Uitați-vă pe Domnul Iisus coborând pe muntele măslinilor, intrând pe poartă în Ierusalim,
ca împărat al lui Israel, ar fi trebuit să se ducă direct la templu, să intre într-o negociere cu Pilat, să-i spune: dragul meu, cred că s-a terminat perioada romană, ieșiți afară din Ierusalim, acum eu sunt împăratul iudeilor, vin din partea lui Dumnezeu și n-aveți ce căuta aici. Dar Domnul Iisus, în loc să intre în palat, intră în templu. De ce? Pentru că palatul depinde de templu. Dacă templul s-a murdărit, dacă templul s-a corupt, dragii mei, totul se corupe în jur, de la viața noastră până la realitățile în care trăim. În urmă a intrat în templu și a început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau în el și le-a zis: este scris, casa mea va fi o casă de rugăciune și voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Țin minte că în frământările mele de a căuta pe Hristos, eram un tânăr de vreo 20 și ceva de ani, eram în biserică crescut aici, dirijam corul, eram implicat, toată lumea îmi pune o etichetă pozitivă într-un fel, eram de multe ori chitara după gât, dar nemulțumit de ceea ce vedeam în jurul meu. Dragii mei, de două ori Dumnezeu a pus degetul pe mine. Indiferent ce părere am eu ca om despre o biserică, este o simplă părere. Că e așa sau nu, nu știu. În ultimă instanță, nu sunt Dumnezeu să pot cântări în mod absolut lucrurile. Dar când Domnul Iisus Hristos pune o pecete pe o realitate, aceea nu se mai comentează. Ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Și acum începem să pricepem care e situația. Dacă pacea cu Dumnezeu practic guvernează pacea pe toate celelalte planuri, când templul este transformat într-o peșteră tâlhari, viața devine o ruină din toate punctele de vedere. Dar întrebarea este, s-a întâmplat doar atunci sau se mai poate întâmpla și astăzi? Dragii mei, temple de piatră au dispărut, noi trăim într-o altă epocă, în epoca templelor de pietre vii, dar oricare dintre ele poate fi transformat într-o peșteră tâlhari. Întrebarea este, cum se face lucrul acesta? Nu uitați, trupul nostru este templul Duhului Sfânt, deci este un templu. Pot transforma templul Duhului Sfânt într-o peșteră tâlhari? Nu-i foarte complicat. Dacă pricep mecanismul, dragii mei, principiul rămâne de-a lungul întregii istorii. Priviți cu mine o clipă cartea Exod, este cartea pivotară a Scripturii. Răscumpărarea este prin har, prin credință, prin sângele mielului pascal. Dar după ce au fost răscumpărați din robia altor dumnezei, au fost aduși de Dumnezeu la muntele Sinai. Ați văzut cum v-am purtat pe aripi de vulturi și v-am adus aici la mine. Acum, dacă veți asculta glasul meu, veți fi ai mei dintre toate popoarele, căci tot pământul este al meu. Acestea sunt cuvintele pe care le vei spune copiilor lui Israel. Da, vom face tot ce a zis Domnul, au spus ei și au repetat de alte două ori în capitolul 24. Observați, veți fi ai mei dacă veți asculta glasul meu. Ascultarea de Dumnezeu reglementează relația pe verticală, relația cu Dumnezeu. Pe el nu-l putem îmbuna prin ritualuri religioase, prin osana fiului David. Binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Dacă trei zile mai târziu am să stric cu aceeași limbă, răstignește-l, sângele lui să cadă asupra noastră și asupra copiilor noștri. Relația cu Dumnezeu se tranșează în spațiul ascultării de Dumnezeu. Dragii mei, ăsta este primul lucru care îl cere Dumnezeu de la noi. Dar slăvit să fie numele Lui, că de bunăvoie și nesilit de nimeni și fără să intre în spațiul legal al legământului, El adaugă cortul întâlnirii, jertfă și mare preot ca să-mi pot rezolva păcatele, să mă pot descărca de ele, să pot relega viața mea cu Dumnezeu, relația cu Dumnezeu. Cum transform templul într-o peșteră tâlhari? Foarte simplu, în mintea mea, făcând o rocadă. Mut legea în locul cortului și fac din el un lucru opțional și mut cortul în locul legii. Cu alte cuvinte, am impresia că prin ritualuri religioase îl îmbunesc pe Dumnezeu, făcând mătănii, aprinzind lumânări, rostind rugăciuni, venind la adunare. Dragii mei, religia, cu toate ritualurile, nu mântuiește pe absolut nimeni. Hristos ne mântuiește pe toți și de aceea avem nevoie de o relație vie cu El. Și o relație cu Hristos începe cu proclamarea Lui ca Domn și Stăpân. Așa cum a făcut-o Toma când a fost invitat să pună degetele în semnul cuielor. A căzut la pământ și a zis: Domnul meu și Dumnezeul meu. Așa începe viața creștină și așa ar trebui să continue viața creștină. Spuneți-mi, e complicat să transform templul într-o peșteră tâlhari?
Lăsați-mi voie să citesc doar câteva versete din Ieremia, capitolul 7. Dumnezeu îl trimite la ușa templului, nu la o crâșmă, nu la un restaurant, la ușa templului. Și oamenii veneau îmbrăcați frumoși, pregătiți de sabat, cu jertfa în mână și cu darurile în mână, în mâini, ca să se închine lui Dumnezeu. Șez la poarta casei Domnului și vorbește acolo cuvintele acestea și spune-le: iată că voi vă hrăniți cu nădejde înșelătoare, care nu slujesc la nimic. Cum? Furați, ucideți, prea curviți, jurați strâmb, aduceți stămâie lui Baal, mergeți să slujiți altor Dumnezeu pe care nu-i cunoașteți? Și apoi veniți să vă înfățișați înaintea mea în casa aceasta, peste care este chemat numele meu, și ziceți: suntem izbăviți? Ca iară să faceți lucrurile acestea? Este oare casa aceasta peste care este chemat numele meu o pește de tâlhari înaintea voastră? Eu însumi văd lucrul acesta, zice Domnul. 40 de ani după aceste cuvinte, Nebucadnețar vine și mătură templul și duce în robie pe Iuda. 40 de ani după ce Domnul Iisus Hristos rostește acest verdict peste templul din Ierusalim, armatele lui Titus, armatele romane, mătură templul și dărâmă Ierusalimul. Mai mulți morți decât vii. Dragii mei, venirea Domnului Iisus în Ierusalim a fost un semn profetic, la fel de clar ca și starea lui Ezechia sau statul lui Ezechia un an de zile pe o rână, sau ieșirea lui prin zid, sau Isaia dezbrăcat prin cetate. Toată lumea a înțeles despre ce-i vorba. Ceartă-ți ucenicii! Spun prea multe despre tine. Domnul Iisus a zis, dacă ei vor tăcea, pietrele vor vorbi. Uitați-vă la ce se întâmplă în săptămâna mare în care intrăm. În loc să recunoască, orbul din Ierihon a început declarațiile. Au continuat ucenicii cu mulțimile pe povărnișul muntelui și apoi în templu cei care erau acolo. În loc ca să recunoască, după toate minunile pe care le-a făcut, au început să întindă curse. Mai întâi, supărați, vin la el și spun: cu ce putere faci lucrul acesta? Cine ți-a dat puterea aceasta? Domnul Iisus se uită la ei și spune: vă voi răspunde dacă îmi răspundeți și voi la o întrebare. Botezul lui Ioan venea din cer sau de la oameni? Erau destul de ca să priceapă și ei întrebarea. Dacă ar fi zis de la Dumnezeu, ar fi fost conectați imediat la profeția lui Maleahi. Iar cel care stătea în fața lor era însuși Domnul, care intra în templu să-și curețe pe fiul lui Levi. Și n-au îndrăznit să spune lucrul acesta pentru că erau vizați în mod direct. Dacă ziceau de la oameni, ar fi fost linșați de mulțime în momentul respectiv. Nu știm, au zis ei, nu știm. Nu știți? Nici eu n-am să vă răspund la întrebare. Ascultați versetul 47. Iisus învăța în toate zilele pe norod în templu și în același verset, după o simplă virgulă sau punct în Cornilescu, și preoții cei mai de seamă și bătrânii norodului căutau să-l omoare. Căutau să-l omoare, dar era puțin incomod, spune textul, nu îndrăzneau pentru că se temeau de mulțime. Și atunci au încercat să scoate cărbunii aprinși cu mâinile altora. Au trimis la el pe cineva ca să-i pună înainte o capcană. O capcană cu is politic. Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu și vorbești adevărul și numai adevărul. Observați ce frumos. Spune-ne, te rog, este bine să plătim bir cezarului? Domnul Iisus, care îi cunoștea inima, a zis viclenilor: dați-mi un ban al birului. I-au dat banul birului. Și a cui chip este acesta? Al cezarului. Dați dar cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. A venit în față unul dintre preoți și zâmbind zice: învățătorule, un om avea o nevastă și nevasta lui a murit și Moise ne spune că fratele mortului trebuie să o ia de nevastă, legea leviratului, ca să-i ridice urmaș. Și așa au fost 7 frați și au murit toți și la urmă a murit și femeia. Ce se face? Spune-ne, te rog, nu uitați, saducheii nu credeau în înviere. A cui nevastă va fi ea după înviere?
Domnul Iisus le spune, vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Scriptura spune că le-a închis gura și nimeni nu mai îndrăznea să-i spună vreo întrebare. După capcana politică și după capcana teologică, ei se liniștesc, dar nu și Domnul Iisus. Pentru că Domnul Iisus a venit să ofere o ultimă șansă. O ultimă șansă Ierusalimului. Spuneți-mi, al cui fiu este Hristosul? Ce zic Scripturile? Al lui David, au zis ei. Da? Atunci ce înseamnă psalmul acesta? Domnul a zis, Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrășmașii tăi așternut al picioarelor tale. Cum de David numește Domn pe cel despre care voi spuneți că este fiul lui David? Textul spune, nimeni nu mai îndrăznea să-i pune vreo întrebare, dar Domnul Iisus Hristos a vrut să pună degetul pe rană și de aceea le spune o pildă. Un stăpân avea o vie și a plecat într-o țară îndepărtată și le-a dat-o robilor în arendă, unor arendași. La vremea roadelor a trimis pe unul din robii săi să-i aducă rodurile. L-au bătut, l-au batjocorit și l-au trimis cu mâinile goale și el a mai trimis pe alți robi și au făcut cu fiecare la fel. Și la urmă a zis, îl voi trimite pe fiul meu, da, dacă îl vor cinsti. Când l-au văzut venind, au zis, a, vine moștenitorul, să-l scoatem afară din vie și să-l omorâm. Ce va face stăpânul viei acestor arendași? Și toți au strigat cu gura mare, pe aceștia îi va nimici, cu nimicire. Și Domnul îi se adaugă și via o va da altora. Dragii mei, suntem la cumpăna apelor istoriei. Arendașul, ispravnicul necredincios, Israel, urma să dea socotele pentru ispravnicia lui și să fie scos afară din slujbă și altul, ucenicii, să intre, biserica, să fie ridicată, să administreze treburile împărăției lui Dumnezeu. Ierusalime, Ierusalime, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum sunt ascunse de ochii tăi, ce grele cuvinte, ce dureroase cuvinte să pierzi ultima ocazie, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste zile, peste tine zile când vrășmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura, te vor strânge din toate părțile, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine nici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Dragii mei, există o vreme a cercetării pentru fiecare dintre noi. Nu mă gândesc neapărat la cei care nu-L cunoașteți pe Domnul Iisus Hristos și n-aveți o relație personală cu El, cel care nu L-ați mărturisit cu gura voastră pe Hristos ca Domn și nu L-ați crezut ca viu, de aceea unul care reclamă, cere ascultare din partea mea în toate domeniile vieții, deși o vreme a cercetării ar trebui să fie pentru fiecare dintre cei care nu s-a împăcat cu Hristos. Dar mă gândesc la noi, cei mai mulți care suntem cu Osana, fiul lui David, în mână, ne adunăm în fiecare duminică dimineața și ne bucurăm împreună și ascultăm cuvântul. Cum arată viața mea dincolo de ritualurile religioase în care port haina de duminică și în care cânt cântări spre slava lui Hristos? Cum arată afacerile mele? Cum arată moralitatea mea, unde nu mă vede nimeni, unde sunt eu cu televizorul sau eu cu internetul sau eu cu revistele pornografice sau eu cu visările mele bolnave? Dragii mei, o vreme a cercetării ar trebui să vină pentru fiecare dintre noi până când nu-i prea târziu. Dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. În Epistola către Evrei ni se spune, după cum omul este dat să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata, tot așa și Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată pentru păcate, pentru păcatele multora, se va arăta a doua oară nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor ce-l așteaptă.
Dragii mei, preoții cei mai de seamă nu l-așteptau, abia au așteptat să-l răstignească, să scape de el, să prăvălească piatra pe el, să uite de Duminica Florilor, de intrarea în Ierusalim a impostorului. Cei care l-așteaptă sunt cei care l-au proclamat pe Hristos ca Domn. Cei care atunci când au strigat Osana, n-au transformat strigătele lor în răstignește-l. Prea iubiților, spune Petru în a doua sa epistolă, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu, în amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, să vă aduc aminte că vremea cercetării este acum și este aici. Înainte de toate, continuă el în versetul 3, vreau să știți că în zile din urmă vor fi batjocoritori, plini de batjocuri, care vor trăi după poftele lor și vor zice, unde este făgăduința venirii lui, căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum au fost de la începutul zidirii. Dar, preubiților, să nu uitați un lucru, că pentru Domnul o zi este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Domnul nu întârzie cu împlinirea făgăduințelor lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul din voi să nu piară, ci să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni trebuie să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Ziua Domnului va veni ca un hoț. În 2006 am ieșit din adunare și primesc un telefon, nici n-am ajuns la capătul străzii și aud pe Julie plângând și îmi spune scurt, a murit tata. Era de vârstă cu mine. Sâmbătă s-a jucat cu nepoțica, cum ați văzut cu a mea pe aici, și duminică dimineață a fost plecat în 5 minute. Julie se întorcea de la chimioterapie vineri și cineva a intrat în ea, pentru că a fost doar la 2 ore, fusese la 8 ore, cu o zi înainte, din spate cineva a intrat în ea și a proiectat-o în mașina din fața ei. Pentru că conducea o mașină de teren, n-a pățit nimic. Spuneți-mi, cât trebuie să pleci din viață? Ziua Domnului, nu așteptați undeva la sfârșitul istoriei, asta numai Dumnezeu știe când va fi. Ziua Domnului este când închizi ochii, când ți se opresc contoarele, când Dumnezeu te cheamă acasă, ca pe cel căruia i-a rodit țarina și era cu parul de șampanie în mână și a zis, bea suflete și mănâncă, ai multe bogății strânse pentru mulți ani, nu-ți mai bate capul. Nebunule, în noaptea aceasta se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai strâns, ale cui vor fi? Dragii mei, ziua cercetării ar trebui să fie în fiecare dimineață. Când ne sculăm din pat și înainte de a porni la drum, rostim, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, adăugând, Doamne, eu sunt prima bucată de pământ pe care ți-o dau, așa cum Liviu spunea, 10 metri pătrați din cetatea aceasta au fost dăruiți lui Dumnezeu prin lucruri pe care nu le poți călca în picioare, te freci de ele ca ucenicii după înviere, până când se ia învierea lui Hristos pe tine. Așa ar trebui să ne oferim trupurile noastre ca acel petic de pământ în care împărăția lui Dumnezeu să se întrupeze. E ziua de florii, luați cu voi ramurile de finic. Nu știu dacă sunt chiar de finic, dar ceva asemănător. Duceți-le acasă, îngânând pe drum și întâlnind oamenii, spunând, Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și dăruiți-i. Nu cred că va refuza nimeni lucrul acesta, ci vă va da ocazia să vorbiți despre bucuria voastră, să-i spuneți, ai grijă, după Duminica Florilor vine
vine și Vinerea Mare. Dar după Vinerea Mare vine Hristos a înviat. Amin.